Cetățenii județului Satu Mare pot merge săptămâna aceasta în audiență la Avocatul Poporului. Biroul Teritorial Oradea al Instituției Avocatul Poporului va desfășura audiențe la Satu Mare în data de 17 februarie pentru a veni în sprijinul cetățenilor din acest județ. Programul de audiențe propus este următorul. Miercuri 17 februarie, începând cu ora 11, în sala mică. Amintim că se poate adresa a instituției Avocatul Poporului orice persoană fizică care se consideră lezată într-un drept al sau de către o autoritate publică, cu excepția autorității judecătorești. Petiția trebuie să cuprindă informații complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate, nume, prenume, domiciliu, drepturile și libertățile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administrației publice de a soluționa cererea. Mențiunea obligatorie dacă petiția face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanței judecătorești sau dacă a format obiectul unei judecăți, precizarea autorităților publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare în copie.